În prima parte a programului a urcat pe scena Centrului de Cultură și Arte corul Kiril Popescu al protopopiatului Curtea de Argeș, care a încântat publicul argeșean cu un amplu program de colinde. Bună dimineața la Moș la Moș ajun! Au mai interpretat colinde corul bărbătesc al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, corul Carmen Argesi, corul Seminarului Teologic Neagoie Vodă Basarab din Curtea de Argeș, corul Chiriac, corul Colegiului Național Vlaicu Vodă și corurile Ars Nova și Orfeu. Colinzile au fost prezentate și cântate de data aceasta cu inima, cu sufletul. S-a văzut o pătrundere, o bucurie duhovnicească și o sfială, am putea spune, nimic trufaș, nimic de front, am putea spune, da, ca să demonstrez că ai voce și cânti și așa mai departe. A fost o armonie în Duhul Sfânt a cântului și a exprimării corecte din limba română și acompaniamentele care au fost cu instrumentele muzicale atât de potrivit, atât de frumos, da, încât am o surpriză extraordinară. Am avut bucuria să prezint acest spectacol minunat, după Datin Colindăm, care s-a vrut un regal al tuturor corurilor de prestigiu din județul Argeș și cred că s-a realizat acest lucru pentru că au fost interpretate colinde și noi știm că aceste colinde sunt niște cântări ancestrale care vin din vremi imemoriale și aduc în sufletele celor care le ascultă și celor care primesc pe colindători la ferestrele sufletelor lor, aduc bucurie, le luminează sufletele, le înalță și ne fac pe toți să fim mai buni, mai iubitori de aproape, mai iertători. În această săptămână vor avea loc și alte concerte de colinde în marile centre din cele 6 protopopiate ale eparhiei.